Smina, e adevărat că câteodată gașca te exclude. Mihai, ai frate sau soră? Taia, soră, chiriesc, fortari. De pe acolo, Mihai, gă! Peste 5 ani eu o să vă dau răspuns dacă am iubit-o sau n-am iubit-o. O, tu! Spui dormi normal! Dar eu... Îți place deja Smina? Foarte multe întrebări. Spune o dată, da sau nu? Mihai, tu o iubești pe Taisia? Mai tu frate. Opa! Voi săriți peste întrebări, asta arată ceva. Salutare! Astăzi răspundem la întrebările voastre pe care ni le-ați dat pe Instagram. Da! Yeah! Suntem aici toți cu bună dispoziție. Foarte și noi deja putem să începem. Da. Prima întrebare pentru cine? Pentru mine. Pentru noi. Oi, pentru... Stas și Jasmina, sunteți întotdeauna în aceeași clasă? Nu. Nu, noi... Nu de ce tăi să scrieți un comentariu dacă suntem, nu suntem în aceeași clasă? Nu, noi putem să zicem, de exemplu, eu sunt în clasa 6. Eu sunt la 8. Eu sunt la 6. De ce sunt clasă suntem amândoi? Și eu și cu toate la 7. Ok, următoarea întrebare. Pentru cine? Pentru Taisia. Ce alegi? Stas sau Mihai? Amândoi. Amândoi, da. Eu nu vreau să aleg dintre doi prieteni. Și Stas, și Vasmina, și Taisia. Toată echipa Vasmina Flow suntem prieteni. Toată lumea vrea să știe dacă Stas o place pe Jasmina și Jasmina pe Stas. Da, eu să vă spun răspuns. Vă răspund peste 5 ani. Da! Vă răspund la 100%. Da sau nu? Gata. Să ai 19 ani. Da, să ai 19 ani. Eu am dat ceva 13. El are 14. Da, el are 14 și 13. Ce relație este între Stas și Jasmina? Nu avem relația. Suntem doar prieteni. Pretenim foarte, foarte bine. Și numai cu Jasmina, și cu Taisia, și cu Mihai. Toți pretenim... Foarte, foarte bine. Toți suntem o echipă care se iubește una pe alta, ca prieteni. Cum ați creat gașca Jasmina Show? Mama lui Taisia este cunoscută lui tățicul meu și, în fapt, noi ne-am cunoscut de mai de mult. Și ne întâlneam. Da. E undeva de la un an sau doi ani. Da, un an sau doi ani. Noi ne cunoaștem de când suntem foarte mici. Da, ok. Cu Stas de când te cunoști? Stas este o istorie interesantă. Eu o să spun așa pe scurt. Părinții lui știau părinții mei și l-am invitat la ziua lui de naștere, noi acolo ne-am întâlnit și apoi am zis, dar ce ne încurcă să facem vloguri împreună, am început să facem și apoi am început să ne vedem mai mult și mai des. Eu îți minte prima dată când ne-am întâlnit noi în mall și voi când v-ați văzut pe mine ați rămas șocați și mama, tata, cine ne-a spus că voi cunoașteți familia lui Jasmina Show? Da, eu tot știu cum. Erați foarte șocați, da. Cu Mihai deja... Prin Taisia, da? Da. De la început filmam doar cu familia. După ce vreau să filmam ceva ce acum mai mult se filmează cu gașcă. Și tot filmam mai înainte videoclipuri cu Stas și Taisia. Da. Dar apoi ne gândeam ar fi fain să fim patru și ar fi fain să fim două fete și doi băieți. Și deodată nu găseam pe cineva. Dar apoi ne-am amintit că mai de mult am filmat un video cu Mihai. Și ne-am gândit că ar fi poate fain să se filmeze cu noi. Noi l-am chemat și iată să... Și încă, da, atunci am invitat pentru că Taisia a vorbit despre mine la... Da, Jasmina, și după asta m-a invitat și era gen, era asta eu. Da. Jasmina, e adevărat că câteodată gașca te exclude. Am văzut un edit în care se zicea fel că mă dă la o parte. Nu știu, adică n-am simțit că era așa, simt că mă dă la o parte, ok. Poate, nu știu, ei ala glumit și o stat și toți am început să râdă, dar eu nu poate fi, eu n-am înțeles gluma sau poate eu mă concentram cu totul la altceva. Adică... Voi credeți că noi dăm pe... Cum noi să dăm pe Jasmina? Noi din toată echipa asta, noi... Cum se numește că nici pe Taisia n-a dat la o parte, nici pe Jasmina, nici pe Mihai. Noi nu ne dăm la o parte, unul la altul. Numai dacă ne mai departăm cu un metru sau... Dar în rest, noi suntem o echipă. Noi suntem o echipă, ne iubim. Oleu! Vreau acum să fiți foarte atenți pentru că am un anunț important pentru voi. Am deschis o nouă pagină de Instagram în care vom posta conținut doar cu și despre toată gașca Jasmina Show. Caută gașca Jasmina Show pe Instagram sau accesează linkul din descriere. Pregătim pentru voi multe poze, reels-uri, concursuri și stories-uri cu momente de după cadru și din viața noastră. Te invităm să ne urmărești. Linkul este în descriere. Și acum, să ne întoarcem la până la challenge. Care e culoarea voastră preferată? Să zicem galben. Verde, turcoaz. Sau roșu închis. Stas, care este anotimpul tău preferat? Puteți spuneți timp... toți. Ok, spune-mă, mie îmi place cel mai tare și iarna, și vară. Cel mai tare.
Mie iarna cel mai tare îmi place. Eu nici nu știu. Când e toamnă, mie îmi place toamnă. Când e iarnă, îmi place iarnă. Când vară, vară. Când primăvară, primăvară. Nu știu mai tare îmi place iarna și vară. Ce mai e? Primăvară, da. Pentru toți, credeți cu timpul o să mai aveți un partener pentru filmări? Eu cred că da, dar cred că nu. Dar ați vrea să mai fie încă o fată sau vreun băiat cu voi? Da, și lor în par. Nu, pentru că, pentru că dacă noi suntem la egalitate, suntem doi băieți, două fete. Dacă mai pune ori un băiat, ori o fată, o să fie încă o fată și încă un băiet. Nu mai fie egal. Da, noi deja ne-am... Adică poate... Prea mult loc, n-avem așa de mult loc. Eu n-am vrea. Sincer, nu prea... Acum, în moment, nu, dar poate... Dacă se va apară, poate. 50 la 50. Mihai, ai frate sau soră? Da, eu, doar că nu-i de sânge. Eu n-am nici un frate sau soră. Adică frate, chiar frate și soră? Nu, n-am. Eu am o soră mai mică, Melissa. Eu am o soră vitregă, mai mică. Eu am doi frate. Unul mai mic și unul și mai mic. Vă sunteți toți frații mai mari. Da, eu sunt cel mai mare. Eu sunt cel mai mare, am două surori, sunt frate încă. Ok, Stas, pentru tine o întrebare. Ai lovit vreodată sau ai lovit vreodată o fată? Chiar când eram mic, chiar adică aveam vreo 5 ani, da, mai permiteam din păcate să pălesc la grădiniță sau ceva genul ăsta. Dar de atunci, când am mai mult de 10 ani, niciodată n-am lovit o fată. Jasmina, care sunt hobby-urile preferate a lui Stas? Asta e întrebarea mea... Spre mine. Da, spre... El se ocupă cu jiu-jitsu. Jiu-jitsu, da. El se ocupă cu note, eu știu. El zice multe ori că îi place să urmeze TikTok-uri, Instagram. E ca să trebuie să știu 100%. Dacă nu o spui pe-a patra, pe atunci era noștri. Asta nu e hobby. Nu, hobby, adică... Să conducă ATV-ul, da? Ușor, că bună ziua! Asta e așa, ultima cu ATV-ul, e nouă, așa, a apărut. Pentru Taisia, de ce ți-ai schimbat stilul părului? Pur și simplu. Mă duc la baie, mă uit în oglindă. Părul meu e prea mult. Prea mult păr am. Dar să-l tăiam. Nu, așa e. Simplu. Știi și mă gătesc cum să... Taisia, e că fiorul ăsta de păr cam e prea lung. Câți ani are Mihai, câți ani are Taisia, câți ani are fiecare, spui. Ok, eu am împlinit 14 ani și 13. Eu am împlinit 13. 5 zile în urmă am împlinit, stai, amui am 14, zona era 5 zile în urmă. Ok, ce zile? Înseamnă 14, 13. Da. De ce îl dați la o parte pe Mihai? Asta nu faci! În primul rând, cine v-a spus? E că eu am spus, Mihai, gata! Da, dă-te la o parte! Foarte mulți dintre voi văd tot este foarte diferit. Și noi nimeni nu-l dă pe Mihai la o parte, a fost o glumă care poate... Nu s-a combinat cu Mihaița nostru. După ce ne-am făcut gluma asta, el a continuat-o. El nu s-a dus... Gata, băi! Dacă se vedea ce întâmplă el acolo, zice, asta e Oppo! Da, el era... Uitați Oppo, spus. El era mândru că avea Oppo. Comparați, zi-mă, cu noi care într-o suntem mai deschizați la cameră, adică Mihai încă nu e așa, adică... Băiatul se dezvoltă, băiatul încă se dezvoltă. Dar lui Mihai nu-i plăcea să filmează cu noi, el de mult se duce. Brat, ți-ți place să filmezi cu noi? Da. Eu cred că voi sunteți ca temperament toți diferiți. Da, tăi, tăi, patru, câteodată extrovert, câteodată introvert. Da, fă ei al de dânsa. Ghețată, dezghețată, prea șervinte. Care e visul vostru cel mai mare? Eu pot să răspund pentru Stas, BMW. Măcar că... Alu taia mai tine că e kebab și alu jas. Da, ce kebab! Eu vreau foarte tare să dau mână cu Mr. Beast. Mă pornesc spre dâns. Da, să nu știu când așa, dar și cum. Wow! Eu nu am vis. Nu, iar e mai multe. Eu simplu trăiesc. Hai. E fain să ai vise, pentru că undeva te orientezi, ai scopul. Ce vise este? Eu nu știu, adică... Okay. Să avem casa noastră și tu să ai camera ta personală. Oh, da! Să pot dormi normal! Ce tu îți nu stiu, da, băi, eu am frate, am doi. Are doi! Și merge fiecare soară. Mama! Vreau să ajut oamenii azi. Eu un mic replic, scurt, la temă vreau să știm dintre cei mai populari vloggeri din Moldova și România, echipa asta, numai noi, să știm dintre cei mai populari. Care este iubita lui Stas? Iubita lui Stas este... Stas, răspunde. Mămica. E tare pe aceea, mămica, băi, ce mă iubesc? Peste 5 ani eu o să vă dau răspuns, dacă am iubit-o sau n-am iubit-o. Eu nu am spus, gata, eu de-ați înainte, punct, eu am iubit. Nu, eu n-am zis, asta te înseamnă, nu, până când, nu am, nu am. Înseamnă că tu ai ceva planuri? Am.
Care și bine, dar eu de-am asta nu numai eu de ce. Îți place de Jasmina? În general, da. Fata, bravo, frumoasă, talentată, nu te emoționa, tot ce-i drept, e drept. Mă să uitat, doamna Vâlcă, la Jasmina. Ce înălțime aveți? Eu am 1,70 m. 1,64 m. Eu, în ultima dată, nu știu cum am spus, să zicem că cata este, că la înălțime. Și Mihai cam e de înălțime cu mine, înseamnă că are și la 1,70 m. Eu să aleg mai scunde cu tine, o leagă. Voi aveți ne-a 1,53 m, undeva așa aveți voi, amândouă. Ce sport practică fiecare membru din echipă? Eu fac jiu-jitsu japonez și brazilian, înot și cam atât. Muzica sunt socate? Nu, nu sunt socate. Nu faci muzică. E sport? Nu, e sport, dar faci muzică, ok. Eu mă ocup cu basket, deja una, și mă ocup și cu înotul. Înot, șah și karate. Deși eu înainte făceam gimnastică. Înseamnă că s-o cați și gimnastică, ai practicat sport. Stas, de ce uneori te comporți urât cu Mihai? Da, să dau un pup! Scuză-mă, te uite! Interesantă întrebarea asta. Cum adică eu mă comport urât cu Mihai? Mihai, hai! Îl întrebăm chiar pe Mihai, sincer. De dată, sinceritate, eu mă comport urât cu tine. Nu, dar normal, tot normal. Nu, eu mă comport... Mâncăm câte un kebab, da? Mâncăm bine, vorbim. Tot e ok. Da. Eu nu mă comport urât cu Mihai. Eu îl iubesc. Nu, nu de așa, nu vă gândiți la prostie. Oi, am uși cu editor de stat și Mihai. Așa la foto, Mihai plus Stas. Stas, așa la inimioară. Inimioară. Mai jos îmi zic. Jasmina, cu cine te înțelegi cel mai bine dintre Stas, Taisa și Mihai? Eu cred că cu Stas, pentru că eu îl cunosc de mai de mult. Adică și pe Taisa o cunosc mai... Tot de mod? Eu. Eu. Nu, pe Mihai totul cunosc, dar nu chiar așa de mult timp. Înseamnă că răspunsul... Cred că e cu Stas, eu că îl cunosc foarte mult timp. Și ne înțelegem tare, sunt de 150 de ori, tare bine. Mihai, cine te-a invitat la acest canal? Taisa. Asta de-am fost întrebarea asta, da. Primul videoclip când a fost micuț, când a făcut că da. Școală. Coleg, nu de școală! Dragoste la prima vedere! Și smalicuri și punctua și semne de punctuație acolo erau. Da, și stil de paravit. Jasmina, îl iubești pe Stas? Nu, ca iubi... nu iubim. Hai nu să luăm în considerare dacă Jasmina și eu, dacă noi ne iubim ca iubită. Zic nu, pentru că suntem prieteni. Da, până când? Stas, tu o iubești pe Jasmina? Ca iubită, nu. Acum pe loc, nu. Nu, de afară? Da, afară? Dar nici afară și... Da, în casă? Pe loc aici, să am luat încolo, să pe loc, nu știu pe unde, nu. Da, asta este adevărat că ție îți este rușine să-i spui lui Jasmina că e frumoasă. Jasmina, ești frumoasă. E că din toată inima, zic că ești frumoasă. Băi, nu mai iubesc câte ori îmi zice asta. Da. În sensul, eu așa mă uit la mine în telefon, mă uit la mine și îmi zice, hai că tu ești frumoasă. Nu te mă uită în oglind că ești frumoasă. Ei spun, băi, ce nu spui la fată că e frumos, aia că și Mihai e frumos, oi, și Mihai e frumos, mă scuzam. Băi, stai, ești foarte drăguță. Ești o domnișoară foarte drăguță. Jasmina, ești frumos, hai, ești frumos. Tu ești cea mai drăguță fată pe care am făcut eu în viața mea. Întrebare pentru Mihai. Da. În sfârșit. Mihai, tu o iubești pe Taisia? Fosca. Există dragoste de soț, soție, de partener, da? Există dragoste prietenească. E că hai ca prieteni, vă iubiți ca prieteni? Sigur! Ok, dacă ai ca cuplu? Da. Da? Adică, eu și mă nu știu. De fapt, eu mai mult știam, da. Tu de-am știu. Deja știu. Fost da sau nu? Da, ca da, prieteni. Dacă cuplu? Mai departe. Opa! Voi săriți peste întrebări, asta arată ceva. Faceți voi o concluzie singurei. Care este mâncarea voastră preferată? Sushi, kebab, pizza, adică sunt preferat care să faci asta mâncare. E ceva, sunt mai mult, sunt foarte mult. Taizia? Tot. Mie îmi place de mâncare preferată. Pilmeni. Îmi plac tare mult, nu știu. Așa de mică îmi plac. Dar acum îmi plac, început tare să-mi plac paste cu sos. O, da! Faci cu cascaval, băi! N-are, bă, n-am preferat. N-are, băi, mănânc tot ce-i chică. Vă sunteți gurmați, mâncați tot, da? Ce vreți să deveniți când veți să fii mari? Bonjour, adică...
Bob, hai de găuri. Și vreau și eu când vreau și un mare, vreau și un boctar. E fain când un bărbat gătește, să-i super pentru o femeie. Îmi place foarte. Asta așa, mă rog să gătesc. Nu, Tania, de câte ori vine la mine ca și ziceam cartofi pai, Doamne ferește. Sunt așa de buni. Nu chiar m-am apreciat, adică chiar și tare vreau, adică, de ce mă bat și desenează? Eu cred că nu știu, o să desenez, nu știu, Mona Lisa. Dacă vrei să iei business, cum mai aș te ajut? Tractor. Haideți vă zic, la general vreau să fiu om de succes. De succes, nu asta să fii bine, dar chiar să-mi permit multe lucruri. Om bogat, adică să-mi permit destul de multe. Pentru asta trebuie să muncești. Dar pe eu să fiu numai decât fizic, cât inteligent, știi de asta? Eu vreau să fiu mai bun! Tata, eu vreau și mai bun, țin-te ghini. Câte kilograme aveți fiecare? Hai Mihai, spune, tu și bine, aproximativ. Să nu știi cât am știți, ultima dată am avut. Hai spune, 60, 50. Ok, voi nu știți cât cântărești, stai, tu știi cât cântărești? 52. Tu, stați cât cântărești? 58. Ți-ai și un pizut așa, am gătăit să-i Mihai, iată, că dacă fiu mă uit după băiețelul să fiu mai voinic, care vreau... Nu, zicem că e 50, 58. Nu, eu zic că el e aproximativ. Nu suntem la 60 kilograme. Da. Stas. Da. Îi dai ceva de 8 martie Jasminei? Da, nici nu. 8 martie încă n-a venit. Asta de fapt fie surpriză. Ați vrea să mergeți în Dubai? Da. Da. Habibi. Cam to Dubai. Toți împreună vreți? Da. Băi, că asta și tare fain. Stas. De la ce vine numele tău? Am întrebat tata, ce, cum a ales numele meu, numele Stas? Mama, tata îmi pare că spune că vreau să-mi pun numele Alex sau... Alex? Dar nu mai țin minte cum a spus, că s-a fost alea cu un timp în urmă și a spus... Era zic că am vrut să-mi pun numele Pechea. Bine, ați venit pe care am spus în show. Aici e Mihai, Jasmin, Tăiță, Pechea! Mai departe. Mai departe, nu știu pe ce să... Cine tot timpul dă idei de challenger? Mai cum eu? Dar uneori și noi dăm idei. Când auziți echipa Jasmin așa, nu e legat numai de noi, e legat și cine în urma camerei, adică doamna Olga și domnul Sergiu și montajorul nostru. Yes! 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 Nu și nu-i drept, și numai noi, mă... Iaca, afă! Mihai vine cu ideile, Jasmina filmează, Taisia editează și eu prost astăzi mă uit. Tu ești actor. Tu ești la joc. Deci voi patru sunteți gașca, dar noi toți suntem echipa. Echipa. Jasmina, ai fi geloasă dacă Stas ar avea altă iubită pe viitor? Da. Eu cred că nu, în sensul că noi acum suntem în fel doar prieteni și... Adică poți în viitor dacă să-mi placă de el, poate... Adică eu nu știu. Adică știi alegerea lui, adică. Dar tu stai să se îndepărtă cu tine, dar tu ai fi geros dacă se n-ar avea alt iubit pe viitor. Închipuți că trec câțiva ani și voi sunteți la fel așa cum acum prieteni, da? Și Jasmina se îndrăgostește de un băiat și prietenesc împreună și vor să se căsătorească. Ce ai simțit tu? Ui, da, și e fel o chestie cum ar fi, nu zâmbesc că mă faci să nu, da, ar fi așa că băi, tipa, cum ar fi că băi, mult timp am petrecut în mult timp, adică și în vloguri, mult timp am investit un alt, adică ne-am distrat mult și nici timp tare bine și la urmă știi, așa și eu, like, chestia, dar într-o parte... Voi faceți singurii concluzii, eu mi-am făcut pe-a mea. La câți ani are voi, Jasmina, să aibă un iubit? Asta acum atic. Asta nu atic, asta vă o întrebare. Cum crezi tu, Eca, cum crezi tu? Cred că după 19, nu știu, poate 20. Așa stai să-i 18 ani, să aștepți. Eu cred că după 18 ani, când ați fi deja... Da. Independentă, da. Dar nu ai prieten care să prieteniți cu scopul de a vă căsători. Adică eu nu accept să fie așa prietenie doar de dragul ca să fii cu un băiat sau cu o fată. Adică să petreci timpul, adică doar să te-a sărutat, ține de mână, doar de dragul ăsta. Adică o prietenie cu scopuri serioase. Pentru Jasmina, ți-a fost greu să înveți limba engleză? Cum ai învățat-o? Eu încă o învăț, dacă sincer. Adică eu nu am înțeles niciodată să vorbesc în cameră în engleză. Mihai, tu știi foarte bine engleză, așa? Da. Pentru că tu ai locuit acolo, da? Da. În unde ai locuit? Nu, adică m-am născut acolo și am trăit un an. În America? Fiecare să-și spună părerea despre celălalt. Frumos, nu știu. Foarte bravo. Ok, Jasmina? Foarte bravo. Triplu bravo. Uite, Mihai, băiet talentat. Mă trebuie încă să... El a câștigat viața, gata. Băiat puternic, eu nu știu. Normal, mi-a plăcut. Fată frumoasă, talentată și Mihai... Brătașii cu meu, Ghi! Fratele meu! Fratele meu, Ghi! Fratele meu, Ghi! Hai, fix, Mihai, normal, Taisea, normal. Stasic! Stasic, 1, 2, 3! Stas?
Fan, BMW, foarte shot cost pațan, te iubesc. Aia, soră, dar nu-ți sânge. Chibiesc, foarte tare. E pe acolo. Și vei fi prietena mie. Tot viața, mai mult de 80 de ani. Mai mult de 20, mai mult de 80. Ne vedeți. Jasmina, foarte, fată bravo, deșteaptă. Știi chineză. Jetsina, basket, băi. Perfect. E fată bună. Stas, văd puternic. Bravo, fată foarte frumoasă, foarte faină, foarte veselă, adică, Mihai, tot băiat bun. Băiat bun. Adică, toți suntem foarte bun. Gașcă perfect. Mihai, da. Ești o persoană foarte bună la inimă. Mulțumim. Ai ceva planuri pentru viitor în domeniul bloggerilor? Eu nu-mi place să mă arăt în cameră și, da, și privat tot, dar și într-o gașcă cu mai mulți oameni, apoi să nu faci să mă sunt mai confortabil. Adică băiețel, ca să înțelegi mai pe scurul lui, place să rinezi cu toată gașca, să simți mai ok. Vă distrați la filmări? Desigur! Dacă nu mă distrăm la filmări, eu nu vin eu. Adică, la general, dacă și faci un challenge, nu e strătim să ne distrăm, să zâmbim. Fața scoță așa mai bine. Nu știu ce negativ. Taisia, ce grupe de K-pop mai asculti și câte mundiaste mai ascult? Uite, nu, gata, sunt și apă. Gata, nu, jumătate de oră. Eu ascult aespa, Stray Kids, N-Hypen e cea mai bună, au cele mai bune. Gata, să ajungi. Blood, Beach. Nu, stai puțin, eu n-am terminat. New Jeans, doar o muzică ascult. Aespa foarte bune, cel mai tare îmi place drama. V-Top, așa cu Prey, foarte tare îmi place muzica asta. Astea sunt de obicei asta. Și care mai era întrebare despre Bias? Ce mai tare mie îmi place din Banchan din Stray Kids? Am înțeles. Dar Bias urecherul meu este Hades. Dar tu îmi dai voi vorbe sau nu? Jasmina, înveți chineza și e foarte super. Ai dorit să trăiești sau să vizitezi această țară minunată? Eu așa să vizitez, adică... Mi-am place chineza, nu știu, adică eu mă încep... Deodată mi-era părea straniu și tot asta, dar când încep să învețe, păi... Nu știu, adică e fain, adică nu știu. Eu și-o învăț, dar e și fain, mie îmi place, adică tot asta. Și aș vrea să vizitez chineza. Reclamă. S-a gândit cineva vreodată din cașca voastră să nu mai apară în filmări? Adică, pe o secundă s-au fost, pe chiar și Duck. Eu mă mai, da, mai eu, tare îmi place cu... Eu totodată, dar să deam să rezolvat probleme. Am avut probleme cu diferite feluri de lucruri. Da, adică, la general, nu schimbi echipa asta aproape pe nică. Mi-e tare îmi place echipa asta, da, cum s-a construit. Eu cred că, oricum, sunt momente când poate ați avut, când... Da. Mai ales de dacă întâlniți bullying din partea colegilor sau... Voi cum vă atârnați față de bullying? Crescent, adică, vă afectează sau nu? Câteodată. Dar nini, știți până unde nini? Până-i... Acolo, fă. Și nimeni pe nimeni nu ține cu deasâla, nimeni nu forțează, toți binevol vin încoace. Mulțumesc că ne urmăriți. Da, voi chiar ne dați... Mulțumim că vă uitați la noi, adică, bun, sunteți hateri, dar totuna vă uitați la noi, nu? Cei invidioși, lasă fac aici ceva după ce îți comentezi, problema da? Problema voastră. De cât timp sunteți prieteni toți patru? Dacă vorbim la general de toți patru, aveam undeva vreo 4 sau 5 luni afla. De ce Melissa nu apare aproape niciodată în vloguri? Înainte filmam mai mulți videoclipuri și filmam mai mult cu familia. Era, să zicem, canalul de familie și tot asta. Dar și următorii și eu am crescut și ne-am gândit să facem altfel de content. Așa, cu gașca, mai pentru adolescenți, să zicem. Pentru noi, băieți mai mari, fetiți mai mari. Ea, când era mai mic, uneori se obosea și era greu să stăi așa de mult la cameră. Și noi nu o forțăm, da. Da. O fată scrie, vreau să-l cunosc mai bine pe Stas, se poate? Băiețel frumos, deștept, dar nu mă întâlnesc, nu am nevoie de voi. Nu mă întâlnesc, nu am nevoie de chestiile astea, adică... Fani, da, da. Dar dacă ca fania, că vă spun adresa, veniți, nu acasă, doar pe ferește. La mult facem, ne organizăm, tot să plecăm toată echipa, veniți, tu vă ne... Ar fi fain să am un concert în care întâlniți-vă cu Jasmina Show și... Faceți poze, autograf, dacă vă trebuie. Le vindeți autograf, trebuie, nu? Ai iubit. Eu? Da. Nu. Taisa, ai vrea să vopsești părul blond? Blond, nu. Anume blond, nu, dar așa alt culoare, da. Portocaliu. Albastru, da. Sur. Doar dacă albastru sau vișinău, cum sunt acum. Taia, când crește mare, ce nume ai vrea să pui copilului tău? Hai, măi, eu nu știu, eu nu vreau copii. iPhone 14 50 Pro. Copilul meu, iPhone 14 Pro. Mux. Stas, ce s-a întâmplat cu canalul tău de YouTube? Ne-am trezit odată, tot la filmări eram, în care mama sau tatăl meu și-a spus că
opa, un cadou de Crăciun, nu știu dacă era Crăciun atunci, când nu mai scond YouTube, băi, atunci am început să plâng. Atâta muncă și atâta acolo muncă erau mentiri și pur și simplu le-au șters într-o clipă. Adică cineva? Cineva? Un hater, noi știm cu hater mai mult american, a intrat, o șters contul. Și-a schimbat și din numire și canal. Poate să fie și străin, poate să fie mai decât american. Acolo no, era folosit o poză, era folosit o poză la cineva foarte cunoscut, dar nu știu, poate număr era și moldovean, poate și cine era. Da. Și spune, dacă este ziua ta de naștere? De 12 ianuarie, 2000. Întrebare pentru Stas, ce ai alege dintre Jasmina și Taisia? Dacă că spunem omul general, amândoi. Adică, pentru că suntem toți o echipă, pe amândoi vă alegi, pe Jasmina și pe Taisia și pe Mihai și pe tot. Ultima întrebare. Ce părere aveți că facem edituri cu voi, Stas și Jasmina? Mie îmi place foarte mult că voi faceți edituri cu noi, cu mine și cu Stas, dar și cu Taisia, cu Mihai și cu Gașca. Adică e foarte fain, adică, nu știu, mie îmi place să mă uit. Dar uneori sunt unele momente care par altfel de la montaj și asta nu tot așa știm și... Exagerează alea acum. Exagerat, da. Adică noi nu ne supărăm. Din contra, știți că editurile voastre, chiar dacă între Stas și Jasmina nu este ceva așa serios, da? Nouă ne place pentru că asta pe noi ne promovează, așa că vă mulțumim foarte mult. Cam acesta a fost videoclipul de astăzi. Dați like, abonați-vă, scrieți comentarii, faceți edituri cu noi. Vă pupăm, vă îmbrățișăm. Vă iubim. Sperăm la videoclipul să snipe jumătate de oră sau oră. Sperăm. Dacă vreți partea a doua, tot scrieți. Da, nu numai despre Jasmina și vă rog, da, frumos, vă rog, nu repetați acele întrebări. Nu fie toate întrebările doar că ei doi. Serios, da. Vă zicem pa, pa! Pa, pa! Bye, bye! Și să închidem un comentariu de ăsta, băi, bine. Hai să închid eu. Până la urmă, Stas, ți-ți place Jasmina sau nu? Sta! La general... Băi, nu, eu nu pot să răspund așa la întrebări. Cum? La general? Ia ca cum, mai exact. Ia ca iar să-ți voi ați înțeles tot.